Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă vorbesc despre belgieni. E o discuție controversată. Unii spun că nu mai există și chestii din aștia. Eu am mai spus care e realitatea cu belgienii. E ca și oamenii boschetari, ca să mă exprim așa, sau care s-au născut pe stradă, nu au certificat de naștere, nu au buletin, dar totuși cu acestea ei există. La fel sunt și belgienii și dacă nu sunt înmatriculați, ca să mă exprim așa, nu i-a omologat ca și rasă. E mult de muncă și cu chestia asta, cu omologarea, cu rasa, cu standard, cu arbitrare și așa mai departe. De aceea se pare că nu s-a ocupat nimeni de ei și au rămas o rasă, cum zic unii, cotețar. Acum fiecare se spună cum vrea, că e cotețar, că nu e cotețar, fiecare se spună cum vrea. Diferența o găsiți la gust. Deci când o să sacrificați iepuri de alte soiuri, am mâncat și haicol francez, și fluture, și uriaș de Transilvania, și belgian, și fluture belgian, și vreau să vă spun că gustul cărnii la belgian și la fluturele belgian e un gust aromat. E total diferit față de alte rase de iepuri. Uriaș german nu am mâncat, ce-i drept. Nu am avut ocazia, dar belgieni am avut ocazia. Și cu toate acestea, din câte sortimente de iepuri am mâncat, am gustat, belgianul are cel mai aromat gust. Și nu mai știu cu cine am discutat despre belgieni. Și dacă nu greșesc, la domnul Nicolae Poplăcean am văzut într-un videoclip în care a spus de belgieni albi, dacă există. Și care este diferența, cu ce îl diferențiezi un belgian față de alții. Și vreau să vă arăt în acest cuib. Am avut un cui mai numeros, dar din păcate n-au supraviețuit. De se pare că nu are suficient lapte, nu e așa mult lapte pentru mai mulți iepurași. Și având, nu mai știu, 12-13, ei dacă se bat la țâță, mama stă câteva minute și dacă în minutele alea nu au supt, în momentul când a părăsit cuibul, rămân flămânzi. De aceea trebuie să sortăm, 6, maxim 7 iepurași. Dacă puneți mai mult de 7 iepurași, nu vor avea loc la țâță pentru că ei schimbă țâța. Și atunci e bine să fie 7 și una să se tot schimbe ca să supraviețuiască. Vă spun din proprie experiență pentru că am încercat de multe ori și acesta a fost numărul. Deci când a fătat 7 sau 8 iepurași, cam cu 7 s-o dus. Deci chiar dacă a făcut 8, unul a murit. Și de aceea zic că am 7 iepurași, poate să ducă belgienii, nu sunt foarte bun la lapte. Dacă puteți să montați cu haicol sau cu californian deodată și atunci să folosiți californianca sau femela de haicol ca doică și să puneți belgienii la doică de californian, așa puteți să-i salvați.
ca să duceți gena mai departe. Dacă aveți un cuib numeros, cum am avut și eu, 12, 13, deci a fost cuib numeros, dar din păcate, uitați supraviețuitorii, în cuibul ăsta 4 bucăți. Și am să vă arat diferențierea, da, cad merele pe tablă și se aude ca și bomba. Diferențierea dintre iepurele alb și belgianul. Și am să scot aici pe masă un iepuraș. Și am să vă arat ca să vedeți la fața locului. Și am să scot și unul. Deci aici e singurul masculaș, restul fetițe. Am mai dat două fetițe. A venit la cineva pentru iepuri de companie și având în vedere că fetiței a trebuit, zic hai totul să văd pe toți și doar un singur băiat, restul fetițe. Deci am noroc, să zic așa, la fetițe foarte frumoase și chiar am zis că vă se dau de reproducere sau de companie. Adică cei de companie zice că nu-i va înmulți niciodată, doar să se plimbe prin casă. Și să vă arat urechile la iepurele de haicol. Urechea e în totalitate albă. Dacă vedeți aici pe vârf, asta am vrut să subliniez, e albă. Ei, la belgieni o să vedeți aici așa conturul, deci vârful urechii, că îi are o dungă. Vedeți dunga aceea neagră, aici pe vârful urechii. Deci ăsta e specific belgienilor albi. Și nu numai, am să scot și din belgienii ăștia. Sau să vă arăt direct aici să ne mai scot. Ca să vedeți conturul ăsta negru. Și la ăștia care sunt grifieri. Aici vârful urechii e conturul negru și aici. Nu știu dacă se vede. Deci am vrut să-i vedeți de aproape. Asta e mama gricincila și ea are de asemenea. Da, hai mă mică. Are dunga asta neagră aici pe vârf. Deci asta e specific belgienilor pentru cei care nu știu. Și de aceea am vrut să vă arat și de aceea zic că nu trebuie să mă credeți pe cuvânt că există sau nu există belgieni, că sunt omologați sau nu. Dar dacă aveți tangență să scoateți de reproducere ceva frumos și apoi să sacrificați. Deci ăsta e specific belgienilor, au aici așa vârful urechii cu un pic de negru și atunci veți vedea că și îs mai lungi. Deci felul lor e mai lung ca și la haicol. Uitați aici diferența, vedeți ce lung, nici nu știu că e fetiță sau băiat, dar are lungime, e subțire așa și lung. Și urechea e mai lungă ca și la haicol. Deci aici avem haicolul francez, urechea îi destul de lată, dar nu-i așa de lungă ca și la belgieni. Hai mă, unul lângă altul. Îs micuți, dar tot nu stau locului. Deci vedeți că îi mai scurtă la haicol ca și la belgian. De aceeași vârstă. Deci belgianul e mai lung. Deși și haicolul are urechea frumoasă, mare, lată. Dar belgianul și încă ceva are așa puțin concavă. Deci nu-i dreaptă. La haicol e mai lată. E mai dreaptă aici, plată. La el e concavă.
Asta am vrut să vă subliniez în legătură cu belgienii. Da, avem și un, să-l scot și pe ăsta. Prăpădictule, e cald, e foarte cald și toată ziua ei vor să doarmă. Prăpădictule. Ai dormit acum, te-am speriat că tu pici de pe masă. Deci vedeți că și ăsta are conturul cu negru. Așa. Să te băgăm înapoi să nu te sperii. Unii au burta albă. Deci de aia zic că la belgieni caracteristicile sunt multiple. Adică poate să fie și așa, poate să fie și așa. Și atunci probabil că de aceea nu s-a ocupat nimeni de standarde și au considerat că nu e o rasă, că e corcitură sau eu știu. Și de aceea nu s-a ocupat nimeni de standardizarea lor. Pentru că mama e gricincila, tata e grifier, puiuțul ăsta e gricincila și are burta albă și este care are burta neagră, închisă la culoare. Aici avem puiuții albi cu vârful urechilor cu negru. Aici e mama astălaltă, grifier. Deci asta e grifier. Țucă mama pe ea. Să se plimbe un pic năpârlește, că eu căzut blana și să și scarpină. E foarte cald. Nu mai știu care e aici sau în cuibul celălalt am avut. Aici cred că ăsta. Deci asta e cu burta albă. Ca și iepurașul ce vi l-am arătat. Și care am zis? Ăsta. Da, e cu burta mai închisă. Deci nu e alb. Aici avem altul gri, burta albă. Și asta are burta mai albă. Deci poate să fie și cu burta albă și cu burta neagră. Sau mai închisă puțin. Și culorile sunt diversificate. Și gricincila, și grifier, și albăstrui. Deci asta e despre belgieni, belgienii albi. Da. O să vă arăt și pe părinți, pe masculi. Aici îi talpă iute, alb în întregime. Urechea, cum v-am arătat, e albă complet. Mergem și la grifier. Aici e masculul de grifier. Dacă vă uitați atent la vârful urechilor, și el are vârful urechilor cu negru. Nu știu dacă se observă. Eu vă spun de belgieni. Capul lui e mai îngust, ca să zic așa, nu prea-mi place capul. Fratele lui a avut un cap mai mare, frumos, lat, dar din păcate l-am pierdut. Și de aceea zic că păstrez cam doi iepuroi ca să văd ce evoluție au. Și chiar dacă nu mi-a plăcut așa de capul lui, se pare că cu acest grifier am rămas. Evoluția e foarte bună, ca mărime e mai mare și greu ca și fratele lui. Dar capul îl are îngust, oarecum ai zice că e de femelă. No, asta vreau să vă spun că e la belgieni. Acum nu știu cum e la ureașul german.
cei care știți de ureașul german, să-mi spuneți cum sunt urechile la ei, tot așa cu vârful urechii, are conturat cu negru. Și aici am doi frați, ureași de Transilvania, tot așa nu știu pe care să îl aleg și rămân împreună. Aici în coteț iar am doi masculi și cu femelele, doi masculi ureași de Transilvania care sunt frați și se mai fugăresc unul pe altul, dar au loc unde să alerge, să se ascundă, să fugă și oarecum se fugăresc unul pe altul. Dar i-am lăsat la liber până trece căldura, că nu pot să îi separ. Și au stat, nu mai știu, 6 luni, 6 luni de zile au stat împreună. Deci suntem în luna 7-a. Mai bine de 6 luni au stat împreună și nu s-a întâmplat nimic, nu s-au bătut, nu s-au castrat. Doar în momentul când i-am băgat în coteț la liber cu femelele. Atunci pentru teritoriu, pentru femele, pentru montă, nu știu ce. Și se pare că a și montat-o pe iepuraica aceea de Haikol. Dar nu am ce să fac. Cu căldura asta i-am lăsat pe majoritatea jos ca să nu le fie cald. Din iepuraica 2020, asta e singura fetiță ce mi-a supraviețuit. Restul, după moartea mamei lor de la căldură, s-au balonat și au murit și celelalte fetițe. Acum, dacă Dumnezeu îi dă sănătate, să ne trăiască, o să fie înlocuitoarea la mama ei 2020. Deci aia am vrut să vă arăt. Nu știu unde e frate-sul acum. Acolo e frate-sul. Ăsta e morocul. Aia, bățuțule. Deci e puroi cu minți. Doar că au avut o altercație și ăla micuțul l-a mușcat pe ăsta morocul de aici, de ureche. Dar de castrat nu s-au castrat. Numai, nu. Au și ei altercații. Și ăsta la alt. Hai să vedem unde e. E acolo. Frate-su. Jumătate într-o parte, jumătate în alta. Da, Veronica vine să caute și ea șobolanii. No, ce faci, frumosule? Aici e fetița noastră, supraviețuitoarea. No, are o evoluție bună. Uite că a venit și frate-sul. Ăsta e puțin mai mic ca fratele lui. Pentru că l-a fugărit, nu știu dacă se vede așa pe filmare. Vezi cum tot aleargă, vine, simte mirosul lui și aleargă de frică. Dar aici le pun la mijloc mâncarea și acum e ora mesei, de aceea vin la mâncare. Fluturașul ăsta mai e mascul, dar pentru că încă nu montează, oarecum îl acceptă. În momentul când își va marca și el teritoriul și va dori să monteze, cu siguranță că îl vor bate și pe el. Dar deocamdată, până nu face figuri, îl acceptă ca și iepuraș în turmă. Dar când va crește mai mare, cu siguranță îl vor bate. Bine, sper să nu se întâmple treaba asta prea curând, să se termine căldura și vreau să îi bag pe boxă separată, fiecare pe boxa lui. No, or stat acum unul lângă altul, deci nu sunt foarte bătăuș, ca să ne înțelegem. Doar pentru teritoriu, montă, cu iepuroicele, asta e șmecheria. Dar gena lor de iepuri blândă, de aceea îmi place de ei și tata lor și mamele lor sunt blânde și de aceea asta e mai nervoasă, dar s-o cuminți și ea.
Acum nici nu se vede. Ultimul samurai. Deci asta îmi place la iepuri, să fie blâns, cu minți, să poți să-i mângui. Dacă e ceva, să vină la tine, să nu trebuiască să-i fugărești. Sunt unii iepuri care se ascund de stăpâni. No, la mine nu se întâmplă lucrul acesta, de-aia e bine să îi mângui de mici, să se obișnuiască cu mirosul tău și atunci când crezi mari, la orice vorbă de-a ta, vor veni la picioarele tale. Da, vin pisicile străine și țuțul face gălăgie. Da, cam atât cu acest video. Vă salut Ariel și iepurii. La revedere!